Bine v-am regăsit la Exclusiv în România. Mergem în județul Sălaj, undeva așa la sfârșit de iarnă, început timid de primăvară, pentru că într-adevăr e încă frig în momentul în care filmăm, dar asta nu ne va împiedica să încercăm să găsim pentru voi câteva chestiuni cu adevărat ieșite din comun. Și pentru că noi căutăm unicate, pe cât posibil europene sau chiar mondiale, trebuie să vă spun că le-am identificat cumva. Sunt mai neașteptate, mai neobișnuite, poate nu din categoria care stă chiar la îndemână și la care te-ai putea gândi prima dată. De exemplu, atunci când a început să-și alcătuiască o adevărată colecție, devenită ulterior muzeală, de obiecte tradiționale, Ligia Boda nu avea decât 12 ani și la vremea respectivă, cu siguranță, era cel mai tânăr proprietar și cercetător deja în domeniul etnografiei și al folclorului. Mai departe însă, în aceeași comună mai există ceva. Hai să spunem un semi-unicat, o comunitate de slovaci care este împărțită în 4 sate pe teritoriul a 3 județe și cu toate astea n-au reușit din nicio parte să-și facă rost măcar de o bucată de drum accesibilă. Dar părintele Martin Rolnic merită toată atenția. Cristina însă are alte oferte pentru noastră. Una dintre ele eu știu de pe acum că e ușor neobișnuită. E vorba despre Pericei, unde se găsește monumentul Cepei. Este un unicat mondial. Și în spatele lui stă un alt unicat, este vorba despre cea mai lungă funie de ceapă din lume care aici a fost făcută. Vom merge, dacă tu mergi la slovaci, eu o să mă duc în Țara Călatei, unde găsim maghiari. Acolo tradițiile s-au păstrat extraordinar de bine, mobilierul unguresc vechi. Probabil e la loc frumos. De cinste pictat minunat în casele oamenilor. Și vom continua pe la Fildul de Sus, unde se găsește cea mai înaltă biserică de lemn din Sălaj. Așa, zmei. Zmei, grădina zmeilor, locul unde se spune că se jucau puii de zmeu. O să vedem ce înseamnă asta. Așa, o să ne oprim și la grădina botanică din Jibou, care este a doua camărime în România. O să vedem noi ce mai facem, dar oricum sunt multe lucruri interesante. Oferta așadar merită atenție, faceți bine, rămâneți cu noi, nu o să vă pară rău până la sfârșitul emisiunii, vă promitem.